Neața tuturor, neața Alexandra, opoziția Venus-Lună predispune la contestarea relațiilor existente, la conflicte sociale și sentimentale. De asemenea, favorizează emoțiile puternice. Berbec, în prima parte a zilei vă ocupați de o problemă financiară de care nu ați avut timp până acum. După amiază, o rudă vă propune să vă asociați într-o afacere prosperă. Taur, vă adaptați cu ușurință la situații noi și reușiți să rezolvați unele probleme ale casei. Este favorizată comunicarea cu prietenii și cu membrii familiei. Gemeni, un moment favorabil din toate punctele de vedere, aveți ocazia să obțineți câștiguri financiare nesperate și să vă afirmați în societate. Rac, astăzi puteți avea realizări deosebite pe plan profesional și social. În partea a doua a zilei, plecați într-o călătorie neplanificată. Leu, după amiază, o cunoștință vă propune o colaborare pe termen lung. Deși pare tentantă, vă sfătuim să analizați cu mare atenție propunerea și să nu vă grăbiți să dați un răspuns. Fecioară, în prima parte a zilei aveți ocazia să vă afirmați pe plan social în urma unei activități caritabile pe care o promovați cu succes. Balanță, activitatea intelectuală vă este perturbată de mici probleme în relațiile parteneriale. Dacă reușiți să vă concentrați suficient și nu riscați exagerat, puteți obține câștiguri financiare. Scorpion, capacitatea de comunicare vă ajută să stabiliți noi relații de parteneriat. Încep să apară rezultate financiare ale muncii depuse în ultima vreme. Săgetător, aveți idei originale pe care un prieten apropiat le susține. Astăzi aveți un randament foarte bun și puteți să rezolvați tot ce v-ați propus. Capricorn, reușitele în afaceri din ultima perioadă vă determină să vă gândiți la o investiție pe termen lung. Partenerul de viață și un bărbat mai în vârstă din familie vă susțin. Vărsător, sunteți într-o formă intelectuală excelentă și reușiți să le oferiți sfaturi utile prietenilor. Aveți grijă să nu faceți promisiuni pe care nu sunteți siguri că le puteți respecta. Pești, ar fi bine să vă ocupați mai mult de problemele casei pe care le-ați cam neglijat. Dacă vă implicați într-o afacere care presupune riscuri financiare, vă recomandăm să vă consultați cu partenerul de viață. Eu vă doresc o zi minunată, pe mâine!